Știi? Ia. E, o prins o pietricică de asta mică. Mică, mică, ia. Magnetică. Pe aici să văd urmi. Cât că mai trecut mașini. Dar n-ai ce să prins pe aici. Dar încercăm și noi. Dacă dăm de comoara lui Tutankhamon. N-ai ce se găsește. Dar e fain că e, e apa caldă și nu e rece. Oh, uitați cât e de, cât de fain curge apa. Să lăs un pic mai în jos, să vedeți că nu e apa foarte mică și nu nimic. E apa mică aici și n-ai ce se găsește. În plus e și piatră și în piatră n-ai ce să găsești. O, mă distrez așa, nu e că eu am venit să găsesc ceva. Fiind apa mică, n-ai nicio șansă. Dacă nu mă duc înapoi acolo unde am fost prima dată unii sunt oamenii aia sau mă duc mai la vale, unde e o apă mai adâncă și încerc să dau acolo. Că aici degeaba. Ăsta e maximul care merge camera pusă. N-ai, aici n-ai ce să găsești. Într-adevăr, e apa foarte mică și n-ai nicio șansă, n-ai ce să găsești aici în apa asta mică. Un șarpe! Uite, uite un șarpe, fraților! Șarpe de apă, ia uitați! Să mă aplec pe alea, ia uitați! Asta e cam cu valuri, uite! Hei, cum merge! Bă, cacă n-am aia, mă! Ia uitați! Nu, că nu mi-e frică, că nu-mi fac, n-are ce să-mi fac, că e mic, nu-i mare. Dacă am bate soarele fix în direcția unui șarpe, le bate soarele, să mă dau mai înapoi. Bă, ăsta mușcă oare de picioare? Stați așa să vi-l arăt, să nu credeți că e minciună. Ah, că m-am udat la fund. Ah! De ce nu spuneți, bă, că e apă? Hm? Ia uitați, unii s-au ascuns. Vedeți coada? Suntem și la National Geographic Channel aici, pe canalul meu, Adrian ZKT. Am descoperit un dizonaur de șarpe mic. A, n-ai ce să găsești pe aici. Cred că mă duc mai încolo, mai la vale, că n-ai ce să găsești pe aici. E apa foarte mică. Dacă era apă mai adâncă, mai era ceva, dar așa... Nothing. Șarpili! Dacă nu mai postez, înseamnă că m-a mușcat șarpele. Doamne ferește. Ăla era mic, nu era mare. Probabil sunt și șerpi mai mari, dar nu mă înspăimântă pe mine șerpii. În primul rând, nu i-am făcut nimic ca să mă muște. Dar pe aici degeaba arunc, că nu se găsește nimic. O să încerc să mai arunc încolo, mai la vale. Apa fiind foarte mică, nu ai ce să găsești, asta e chestia pe aici. Iar unii găsesc aia tot felul de chestii, se duc pe în zone din astea populate, cum ar fi orașe, cum ar fi pe la București, pe la, dar la noi nu prea se aruncă prin apă, nu prea s-o furat, ca s-o găsi și la noi când s-o curățat bazinul. Nu bazinul, cum se cheamă? A, trece trenul la Ghereiești. Pe aici e aproape de Ghereiești. Mai degrabă mă băgam cu totul, adidașcă. Eu te-am găsit pietre din astea care se prind. Ia uitați cum se prind. Ce să fac eu cu pietrele astea? Magnetice. Nu o să găsești nimic. Nimic, nimic.
Și iar nimic. În api din astea cauți, băi, Cătălin. Aici găsești șerpi, găsești... Vin oameni. O să mai mă duc încolo. Am legat ghiozdanul de bicicletă, dar nu are cine să-mi ia-l fure. Ci-i drept. Mă enervează pietrele astea că mă înțeapă la talp. Vin și... Se sperie de asta. Dar nu știu ce e chestia aia de acolo. Am aruncat mai încolo magnetul. Mai încolo sigur se mai adâncește. Ce-i de zona aurială? Dar nu găsești nimic pe aici. Ce-i drept? De cât buruie? Dacă ai găsi buruieni, cât cuprinde ochi? Buruieni! Să uită lumea la mine. Uite, ăla vorbește singur. Uite, mi s-a încurcat și funia asta. Aia care fac scuba diving, mai e o fată, Nora Zvit, care face scuba diving. Și e interesant, dar se duce pe locuri din astea populate, locuri bogate, nu la noi. La noi ce se piardă lumea în prin apele astea? Uite, aici e mai adânc apa, e până la genunchi. Dar n-ai ce să găsești. Trebuie să văd unii capătul, să o arunc mai încolo. Uite, aici e capătul funiei. S-o uda funia, dar s-o usucă rapid. Oricum, în apa asta n-ai cum să piazi magnetul. Să nu ziceți că singurul care m-am băgat în apa asta. S-o mai băga și oameni. Ce? Nu știu dacă mă vede Vali, prietenul meu, Țaga, Vali Țaga. Ce scăldătoare mai făceam noi și pe unii ne băgam. Doamne. Nu vreți să știți și ce pești prindeam. Bine, nu vă gândiți că prindeam pești de 2 kg. Cu mâna îl prindea. Am învățat și eu într-un timp să prindă. Eu eram mai fricos. Ăsta băga mâna prin toate scorburile. Prindea un șarpalan din ala mare. Uite ce-mi duce apa funia. Să o trag mai așa. Pe aici poți să treci cu bicicleta. Numai că te uzi. Am udat și mănușurile, dar nu contează. Că se usucă repede. N-ai ce să găsești. Așa că o să mergem mai la vale, să încercăm să... Ia uitați câți peștișori ăștia mici. Am uitat cum se cheamă ăștia. Din ăștia cum se cheamă... Mormoloci, de fapt, nu-s peștișori. N-ai ce să găsești în buruienele astea. Ce-i drept aici, e fain să faci, să ai carcasa de la GoPro și să o bagi pe sub apă, să faci niște secvențe din alea sub apă. În rest, nu. Mă dor picioarele de la pietrele astea. Mă dor tălpile. Vreau să intru cu Adidas și așa, Adidas și să scrăpați în talpă, să, de magnet fishing, din astea. O să încercăm mai la vale să vedem într-o apă, dar mai dacă nu mergem la baraj. Dacă nu mergem înapoi la baraj sus și gata, că aici n-ai, nu găsești nimic.
Pare rău că nu mi-am luat carcasa, nu mi-a dat prin gând să iau carcasa ca să fac o filmare. Storc o leacă funii asta că... Haideți că ies și revin mai încolo. M-am întors înapoi, am luat papucii. E foarte mic apa aici, e până la genunchi. N-ai ce se găsește aici. Mă așteptam să fie mai adânc apa, dar nu e foarte mică. Dar în schimb văd că curge, are o leacă de viteză. O să mă duc mai la vale să mai încerc. Să prind doar pietricele din astea. Ci drept să prind pietricele din astea de magnetici. În rest n-ai ce să găsești pe aici. Dar măcar m-am distrat puțin. Nu vreau să mă aud mai sus de talii. Sunt și în tricou, am și telefonul aici în geantă. Bicicleta am încuiat-o, am încuiat și ghiozdanul. Sper să nu umbli nimeni în... Adică să duce funia la... Și să sperii. Nothing to say. Era un șerpișor pe aici, dar au fugit. L-am prins pe GoPro. Să sperii, nu. Unde era? Era prin zona asta, dar s-a dus în col. Un șerpișor, da, nu-i. O fugit, ne-au văzut pe noi. Nu se găsește nimic. Chiar bă, oare pe unii era pe aici, prin zona asta, dar au fugit, că... Am făcut bine că mi-am luat Adidas și oricum sunt răi ăștia. Îs de... băga pentru toate lighioaile. Cred că o să mă duc mai la vale. Iau bicicleta. Nu prins nimic aici. Dar e fain că e curată apa, e foarte curată și limpede. Eu, cam alunecat. Calci pe pietrele astea și aluneci. Sper să vă placă vlogul acesta care l-am făcut. Asta e, eu am încercat să mergem mai la vale. Unde am fost prima dată să vedem. Dacă simt ceva, dacă nu, mai încercăm la baraj acolo, la pontonul ăla, de unde am venit. Ce club e cuțelic, hă? Ții, nu-ți fac nimic. Mușcă, nu mușcă, nu? Nu, mușcă. Acasă la ei mușcă atât. Nu, am întrebat, am schipat. Acasă la ei, în restul ce e acolo? Cu mine. Ce e acolo? Asta cel puțin e fricoasă. Da, am întrebat, că am schipat. E fain că e caldă apa. Da, puteți trece, că e mic. Și am plecat, băi, fraților, cu bicicleta înapoi. Am pus ghiozdanelul ăsta cu virgulă camerei ca să nu
Sună alt pierd, dar cred că hamul ăsta stă aiurea tare. Trebuie să-l țin așa cu mâna, că nu stă bine. Nu-i fixat, eu l-am fixat doar să... Vreau să mă duc să caut o apă mai adâncă, ca să arunc magnetul, dar oricum pe aici nu... Fain să ai o bărcuță din aia mică, un caiac din ăla mic, și să vii pe aici, poveste de salvare, și ușor, pâc, pâc, dar ceva care nu se sparge. Că dacă ai ceva care se sparge, e belea. Pe aici s-ar putea să fie muzică de la, din partea alaltă de unde s-ar arunca oamenii. Da, am pus și media modul pe GoPro, să se aude foarte clar. Mișto aici că e apa limpede și... O să-l mai las un pic, chiar dacă filmează mai în jos, mă doare mâinile. O să mă duc mai încolo, ca aici să... Uite, mai sunt două fete, copiile din astea să joacă pe aici. Și mă duc mai încolo să caut, să încerc să dau cu magnetul, dar mai încolo s-ar putea să fie un pic de apă mai adâncă. Dar să pot să dau cu magnetul, că aici e mică apa. Traversez în partea aia, că dacă... Mamă, dar ce-i pe aici? Uai, dar ce stupit e aici. Se aude muzică la greu, manele. Mă bagă la copyright. Sper să nu vină ploaia. Nu s-a anunțat ploaie, dar nu știi cu vremea asta ce e. Uite, aici mai e apă, mai... Cred că e mai adâncă apa, ca să pot să dau cu magnetul, da? Ia să vedem alea. Să lăs un pic ăsta aici. Aici se vede că e mai adâncă. Noi încercăm acum, dăm o leacă și după aia mergem la ponton sus. După aia mă duc și eu acasă, mă schimb și ies cu vorme prin oraș. Ne ducem și noi la o plimbare. Ia să vedem aici cum e apa. Surprinzător, s-ar putea să fie și aici mică, deși nu prea cred, e mai la vale, deja de aici se vede că ajunge la genunchi. Nu cred că ar fi disperiat. Bă, cam ajunge la genunchi. V-am spus că nu vreau să mă duc mai încolo să mă ud. Mi-am luat papuci ca să nu... Ia să vedem. S-a încurcat puțin funia pe aici. Da, dar așa aici e mică, nu-i mare, dar cam până la genunchi ei. Nu e adâncă. Am văzut-o mai neagră așa apa și... Cam până la genunchi ajunge. Hai, chiar dacă mă ud o leacă, nu are nimic. S-aude muzica asta și mă bagă la copyright.
Sunt oameni aici la... Dar degeaba dau cu magnetul aici că n-am nicio șansă. Uite, acolo e mică apa, aici e un pic adâncă. Adică adâncă, e până la genunchi. Treci un pic de genunchi. Degeaba mă chinui că nu e așa adâncă. Ia să vedem. Aici e mai adâncă. Cam am și... Vreau să mă duc până mai încolo. Nu vreau să mă ud la... Mamă mie! Mamă, câtă e apă aici! Bine că mai încolo e ideal. Băi, băieți! Gata, am trecut. Aici e un pic mai... Aici e o leacă. Până la urmă m-am udat și la asta. Dar să nu mă ud la tricou. Trebuie să lăs o leacă asta. Uite, aici e mai adâncă, ce-i drept apa, dar degeaba că nu o prins nimic. Nu o prins nimic pe aici. O să fiu foarte atent, dar nu-i cam până la brâu apa. Cred că mă bagă la copilai, sigur. Muzica asta, mai degrabă mă dezbrăcam în pielea goală. Dar am ridicat tricoul în sus, nu-i problemă. Bă, stai o leac. Aici ce am? Bateria externă. Să nu iei apă, bateria externă și telefon. Dacă m-ați vedea cum m-am băgat. Mamă. Mai sunt niște fete în partea aia. Bine, copiii nu sunt. Dar nu găsești nimic aici. Se moară în Franța dacă găsești ceva. Doamne, măcar m-am distrat, băi, frate. Asta e. S-a dus încolo, notând? A, nu, sunt jos. Ia, ce-am găsit aici? N-am găsit nimic. A, buruieni din astea. Dar îi o leacă apa asta, bine, mărișoară. Mă refer. Uite cățelul. S-a băgat în apă. Țin astea ca să nu... Trebuia să le las la capăt, am și GoPro-ul și să le țin așa să nu iei apă. Hai, nu găsești nimic pe aici. Da. Bă, și n-am luat carcasa aia miciodă, dar lasă că dacă mai e cald afară, duminica viitoare vin cu vărmiu pe aici, așa să sper să nu fie ploaie, să nu fie ceva. Ia să mergem un pic pe aici. Bă, pe aici să mai adâncești, să nu ajungă mai tare, până la piept, că în rest o să mă usuc până ajung acasă. Nu găsești nimic, ia uite, gol. Dar măcar o să mă înjurați puțin că trebuie să țin și asta, că am și telefonul și bateria și s-o udat o leacă țoșca asta. De pierdut n-am cum să-l pierd. Sau de o bărcuță. A, nu, ATV. Ia să mă duc prin colo un pic. Sper să nu s-adâncească mai tare asta. Adâncă, foarte adâncă nu e oricum.
stați liniștiți. Îl văd aici sub apă, dar nu schior. Dar pe aici nu, n-ai ce să găsești. Dar dăm înainte, băi fraților. Eu o să trăi magnetul după mine. Uite pe aici. Uite pe aici se mai adâncește. Și nu am astea la mine, că altfel mă băgam în notat, în notând, da. Am astea la mine și nu fac bine. Am și GoPro-ul care n-are pe media mod, dacă bag media mod în apă. Sunt fierbântă și Hero 10-le. Haideți că mă duc încolo. M-am crezut că, zic, bă, ce boală, a intrat apă la ea. Multi buruieni din astea. N-ai nicio șansă. Vreau să nu vină cățelul ăla să mă papi. Vorba vine. Am zis că nu mă aud decât până la brâu, tot m-am udat. Am venit aici pe pontonul ăsta, băi fraților. Am lăsat bicicleta acolo. Am venit pe ponton aici să dăm un pic cu magnetul. Nu mai stăm mult, că e aproape ora 5, băi, dacă cum se văd peștișori, nu știu dacă îi puteți vedea. E așa de limpede apa că se vede aproape până la fund. Păcat că n-am carcasa aia de GoPro. Am cumpărat-o. Am carcasa subacvatică, bă, și tot am zis că o iau. N-am mai luat-o. Acum se vedea excelent sub apă. O să încercăm să am ambii magneți, unul mai încolo. Să dăm un pic aici, 5 minute, 10 minute, nu stăm mult. După care ne vedem și noi de drum. Mă duc până acasă să... au prins ceva acolo, dar îți mustez din astea. Uite, acum au prins ceva. Na. Îți mustez din astea, cred că de pe placa de beton care le prindi. Tragi de ele, bă, te bucuri, bă, am prins ceva și până la urmă nu prins nimic, nu ai nimic. Dar pur și simplu, imediat o să vă las GoPro-ul aici, pe poziții, să vedeți că se vede strălucind magnetul, nu știu dacă se vede pe GoPro. Și nu e apa foarte adâncă, are undeva la vreo 3 metri, cam așa. Nu e nimic. Da, adică o piatră din asta magnetică, ca de obicei. Hai să-l mai aruncăm. Mamă, dar ce peștișor acolo în apă. Strălucește pe acolo, prin zonă. Știu că nu-i bine să vă arăt cu degetul. Șarpele, bă! Uite, nuată ceva acolo, dar e un șarpe, cred că. Prin zona aia, nuată. Mai scoate capul la suprafață, îl bagă. Cred că e șarpe din ala de apă, sigur. Uite ce se duce. Mama mea! Da, stai că n-am făcut bine. Hai că trece bicicliștii. Trec bicicliștii. Mă dau acum la o parte. Îl lăsăm să scufunde. Ce? Adrian Cătălin Zecate. Bă, cine mi-a făcut logo aici? Ha, ce mișto. Mă dau așa ca să nu vă deranjez. Bă, mi-a făcut cineva aici din asta. Pod magnet fishing. Bă, vă mulțumesc din suflet. Eu acum am văzut. Adrian Cătălin Zecate. Bravo, bă, fraților. Bă, vă mulțumesc din suflet pentru logo ăsta. Acum m-ați făcut fericiți, bă. Uite acum, nici n-am văzut ce scrie acolo. Nici nu m-am n-am fost atent să văd ce scrie. Bă, vă mulțumesc din suflet. Bă, aici trebuie să fac o poză. Fac o poză cu telefonul, să văd cum pun telefonul pe bicicletă cumva și să fac o poză aici cu stickerul și să pun și pe YouTube și pe Facebook și pe Instagram. Le bag acolo. Vă mulțumesc din suflet. Bă, dar ce fain. Ia uitați, bă, fraților, acum am văzut. Bă, dar ce mișto e. Înseamnă că
chiar am o comunitate frumoasă. Ia? Oare s-a prins ceva? E ceva aici, stă încordate. Da, dar cred că nu pot să... Băi, asta e așa. Lăs așa pe poziții și să aduc și magnetul celălalt, să-l dau, să-l pun direct acolo. Bă, poate prindem ceva forță, să nu fie vreo șmecherie din aia, vreo... Eu am mai găsit o cheie aici, mai de mult. Să aduc funia asta. Și să prindem, și să punem și magnetul ăsta. Să încercăm să ridicăm cu ambii magneți. Ia să vedem noi dacă reușim să facem. Nu, l-am dat prea... nu-i bun. Nu cred că e bun acolo. Trebuie mai încolo. Vă dau așa ca să puteți vedea. Să vedem unii magnetul ăsta la alt. Hai mă, unde ești mă, te-ai dislipit? Bă, dar ce fain, mi-a făcut cineva din ăsta, de ce aici ai, în zona asta. Aha, hai du-te. Cum le-am poziționat pe amândouă. Ia, s-o prins oare? Nu, e ceva acolo, dar nu știu ce. E ceva care prinde și ori, cred că e mustață din aia de, așa se spune, de fier. Altfel trebuia să-l ridici, dacă era. Trebuia să-l ridici dacă era. Nu l-a ridicat. Gata, nu mai stăm mult, mă duc și acasă că mi-e foame. Am plecat de la două. Uite. Deci e ceva acolo, se prinde și îl desprinde. Deci e o mustață de fier. Ceva. Odată ce îl prinde și îl desprinde, e clară treaba că... Încerc să duc și magnetul ăsta cât mai aproape acolo. Aha. Ia. Bă, ăștia nu-s magneți puternici. Da, e clară treaba că... Dar ce-ar fi să... Dar nu știu dacă putem să-i aruncăm pe amândoi odată. Nu se întâmplă nimic. Unul a lăs mai jos și unul mai sus. Sper să nu se noade pe aici. Încercăm și noi așa chestia asta, să vedem ce se întâmplă. Și după aia gata, mă pregătesc și eu. Da, bă, frate, ia uitați-vă. Adrian Cătălin ZKT Pod Magnet Fishing. Dar ăștia au scris 2001. Probabil o fi cineva născut în 2001. Dacă vezi vlogul ăsta, las un comentariu acolo. Fără rușine, fără, las un comentariu în vlogul meu. O să apară săptămâna viitoare, o să apară cu întârzieri de 3-4 zile. Ca azi fiind duminică, mai am alte vloguri de postat. Îți mulțumesc din suflet pentru surpriza, pentru chestia care ai făcut-o. Da, cam atât cu vlogul cu magnet fishing. Am fost și în partea aia, v-am arătat acolo, a fost mai mult de o bălăceală, așa, de o baie. În rest, nu prea ai ce să prins că e apa mică. Eu v-am pupat, ridicăm acum magneții. Și o să încerc să pun GoPro acolo să fac o poză, să o postez. Bă, stai așa, am prins
Am prins funia de la magnetul ăsta, am crezut că am găsit ceva. Dar s-a prins funia de la magnet. Eu am mai pierdut un magnet aici. Acum 2 ani, 3 ani, cam așa. Nu mă gândeam că am prins funia de la magnetul ăla, pentru că tot albastră era. Dar de unii atâta noroc. S-a dus și apasă în bete. Da, nu găsesc nimic. Bă, dar nici o sârmuliță. Găsesc decât pietricele din alea magnetice. Atât. V-am pupat și ne vom revedea la un nou vlog, la noi vloguri. Mai mă gândesc eu ce să mai fac. Pa, pa! Bă, fraților, fix când să plec am dat în margine și am găsit o tăbliță, bă, ia uitați. Să mai încerc să mai dau aici în marginea asta. Am găsit o tăbliță de asta. Da, o arunc aici în asta. Da, uite, fix. Bă, dar nu se putea pe filmare. Uite că e udă, se vede că e plină de scoici, nu am făcut eu șmecherii. Nu mai pot. Cald.